A fost confirmat primul caz de rabie din anul 2014 din Prahova. În urma testelor de imunofluorescență s-a stabilit că o vulpe a fost infestată cu acest virus. În localitatea Sălcile din județul Prahova, vulpea respectivă a pătruns într-o gospodărie, a fost atacată de cei 4 câini din curte și omorâtă. În data de 6 a doua s-a întâmplat evenimentul. Am recoltat probe și pe 7 s-a confirmat că vulpea este pozitivă de rabie. S-a întocmit programul de măsuri. Momentan, celelalte animale din gospodărie sunt monitorizate pentru a se verifica dacă nu au fost și acestea infectate. S-a stabilit ca zonă de protecție gospodăria respectivă și avem toate animalele receptive din gospodărie puse sub observație timp de 14 zile, respectiv cei 4 câini care au fost vaccinați antirabic în campania din toamnă-iarnă 2013, 2 porci, o bovină și o cavalină. Mai mult decât atât, sunt luate măsuri de prevenire și față de celelalte animale din comună. Cartierul la dispensare, îi spune, din comuna Sălcile, unde se face o reinventariere a câinilor și pisicilor din acest cartier, iar cei care nu au fost vaccinați în camp antirabic vor fi vaccinați în următoarele zile. Cât timp sunt vaccinate, sunt slabe șansele ca și celelalte animale să fie infestate. Totuși, situația trebuie verificată, întrucât rabia este o boală incurabilă.